Deci Poșta Moldovei îți face copii xerox de pe buletin la preț de 2 lei. Pentru un transfer bancar te obligă să vii cu copii de buletin în loc să facă ei copii de buletin dacă lor le trebuie asta. Bătaie de joc, nu? Jaf. Semnat de Nipotângă și Ganciucova. Și încă semnătura lui Bobic. Ăștia-s banii mei pe care mi-au luat cu nesimțire, dar nici nu vrei să iei de-am. Și gata, nu-i mai luat. Banii nu-i luat. Luați, сейчас придет, чтобы выбить чек, подождите. А, deci totuși, că trebuie și чек. Da. Monopolistul de stat. Pentru copii xerox, dacă dumneavoastră aveți nevoie de copii xerox. Eu am copii dumneavoastră, trebuie să o prezentați, dați trei. Tot așa prevede legislația, când primiți mandatul. Mănești trebuie să prezentați buletinul și copii. Dar noi la fiecare bancă nu-și faci fiecare copii. La bancă trebuie... își face, la poștă sunt tarifizate. Sunt tarifizare, aprobate de guvern. Și un leu. Și un leu de pagină, da? Da. Tarifele noi, aprobate noi de director general. Ok. Că chiar e fața dumneavoastră, trebuie să prezentați, de la director. Nu e, nu e, sunt starea de aia. Da, credeam că e un moft. Mă duc la altă, dacă nu sunteți capabili să primiți transferul și încă ne jacmăniți de bani, o să facă alții încasări și venituri. Dar voi să falimentați, dracului. Până o să cadă regimul ăsta, o să cadă și Poșta Moldovei.